întâmplat. Prin această acțiune, prin acest experiment, dacă vreți, am demonstrat că este posibil. Deci, jurnaliștii pot să încapă. Trebuie să facă un efort din partea politicienilor, din partea parlamentarilor și lucrurile ce vor soluționa. Și vă îndemn să vă alăturați acestei campanii pe care Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat acum 2 ani și o vom continua și în următoarele zile, pentru că sunt sigură că într-o zi, două, nu se vor rezolva probleme, dar totuși sperăm că lucrurile se vor schimba în bine. Și eu nu am un îndemn potrivit, dar sunt și eu jurnalistă. De câte ori reflectăm activitatea Parlamentului, să punem în debutul știrii, astăzi cameramanii nu au avut acces adecvat în Parlament. Să facem această acțiune pentru că mulți dintre deputați se complac în a sta comod în fotoliu și nu interesează problema și efortul presii de a re- se șușotesc. Și care au nevoie să punem în debutul fiecărei știri despre Parlament această înștiințare pentru întreg publicul. Azi, cameramani nu au avut acces adecvat în Parlament.